Victoria Colesnic vă prezintă Telejurnalul. Bună ziua și bine v-am regăsit la știrile amiezii. Iată principalele subiectele ediției. Situația epidemiologică în Chișinău este alarmantă, iar autoritățile locale cer Ministerului Sănătății să găsească noi locuri în spitale pentru pacienții bolnavi de COVID. Mâine, Asociația de Transport Auto va întrerupe cursele regulate din Republica Moldova, asta chiar dacă a fost suspendată decizia de a interzice îmbarcarea unui număr de pasageri care depășește 50% din capacitatea mijloacelor de transport. Are izbucnit epidemie de Ebola în vestul Africii. În Congo au murit 4 oameni, iar autoritățile sunt în alertă pentru că în multe regiuni populația nu respectă restricțiile sanitare. Situația epidemiologică în Chișinău este alarmantă, iar autoritățile caută soluții pentru depășirea crizei. În spitale nu mai sunt locuri libere, iar săptămâna trecută unele instituții medicale au creat condiții de internare chiar și în birourile angajaților. Primăria cere administrațiilor spitalelor să găsească noi locuri pentru pacienții bolnavi de COVID. Corespondentul nostru Daniela Focșa se află acum la centrul COVID și vine cu detalii. Bună ziua, Daniela, te ascultăm! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Într-adevăr, situația este critică, spun autoritățile municipale. Astfel, în ultimele 24 de ore, în spitalele din Chișinău au fost internați 173 de bolnavi infectați de COVID. Un simplu calcul ne arată că la fiecare 10 minute este internată o persoană. Acum, aici, la centrul COVID, ambulanțele continuă să vină, după cum puteți vedea. În spatele meu s-a format o coadă de 6 ambulanțe și pacienții sunt aduși aproape non-stop. Cei de la primărie spun că situația este complicată pentru că nu mai există locuri libere în spitalele din Chișinău în care sunt tratați bolnavii de COVID-19. La moment se tratează 1320 de persoane, pe când capacitatea maximă este de 1400. Și asta în cazul în care săptămâna trecută s-au găsit noi soluții, astfel s-au improvizat paturi în birouri angajaților și chiar în cantine pentru ca unii pacienți să nu fie întorși acasă. Pentru că cazurile cresc de la o zi la alta, la centrul COVID se pregătesc alte 300 de locuri, pe când capacitatea maximă este acum de 1400 de paturi. Autoritățile spun că spitalele din Chișinău au intrat cu adevărat în criză. Primarul Ion Ceban cere Ministerului Sănătății să pregătească noi locuri pentru pacienți și în spitalele republicane. Oamenii, într-un fel sau altul, deja din propriile considerente, ignoră doar pentru faptul că au obosit. Nu avem prea multe spații libere în spitalele municipale. Suntem pe coordonare de plină a activităților cu Ministerul de Resort și Guvernul și reiterez, solicităm ca în această privință să fie extinse numărul și capacitățile instituțiilor medicale din capitală, nu doar cele municipale. În ultimele săptămâni a crescut numărul cazurilor grave și extrem de grave de COVID. Acum aproape 400 de pacienți sunt în stare gravă, iar 50 de bolnavi sunt în stare foarte gravă, conectați la aparate de respirație artificială. Avem și o pondere ce vizează copiii în vârstă de la 13 la 17 ani, ceea ce constituie 2,7 din numărul total de cazuri înregistrate în municipiul Chișinău pentru luna ianuarie. Adică avem în creștere și cazurile la copii. Până azi, în Republica Moldova au fost înregistrate 176.752 de cazuri de COVID-19. 3.780 de persoane și-au pierdut viața din cauza noului coronavirus. Etnologul și folcloristul Tudor Colac a murit la vârsta de 72 de ani după ce a avut un atac de cord provocat de coronavirus. Vestea tragică a fost confirmată de fiul său Eugen. Tudor Colac s-a născut pe 10 martie 1948 în satul Dumeni din regiunea Cernăuți. În ultimii ani, Tudor Colac a scris cărțile repere etnologice, cântecul cu aripi frânte, izvoditor de tâlcuri subtile și dicționar de ghicitori. El a organizat festivaluri folclorice de rezonanță în Republica Moldova, România, Ucraina și Ungaria. A fost membru al Uniunii Scriitorilor, al Uniunii Muzicienilor și Uniunii Oamenilor de Teatru din Republica Moldova. Tudor Colac va fi înmormântat la cimitirul central de pe strada armenească din Chișinău.
Directorul cimitirului Sfântul Lazar, Pavel Eni, reținut anterior pentru acte de corupție și suspendat ulterior din funcție, a revenit astăzi la serviciu. Primarul Ion Ceban și-a exprimat indignare și a solicitat directorului combinatului servicii funerare, Ludmila Boțan, să nu-l lase pe Eni să intre în clădirea administrației cimitirului. Între timp, juriștii primării au contestat la Curtea de Apel decizia judecătoriei Chișinău, prin care Pavel Eni a fost repus în funcție. Aceste imagini în care a fost surprins Pavel Eni în timp ce ar percepe bani de la rudele răposaților au fost făcute publice în luna septembrie 2020 de Centrul Național Anticorupție. Însă după 6 luni de zile, Eni a fost repus în funcția de director al cimitirului Sfântul Lazar din Chișinău. El a venit astăzi la muncă, însă nu l-am găsit în birou. Bună ziua, avem nevoie de domnul Eni. Ne-a la serviciu astăzi? Noi nimic, doamna, acum. Ei stați pe teritoriu. Domnul Eni a venit astăzi la serviciu, s-a prezentat? O fost sau dus, v-am spus. O fost, doamna, el e pe teritoriu. Contactat de TVR Moldova, Pavel Eni nu a răspuns la telefon pentru a comenta situația. Revenirea la muncă a directorului cimitirului Sfântul Lazar l-a surprins pe primarul Ion Ceban. Edilul a solicitat subalternilor săi să nu-i permită lui Pavel Eni să intre pe teritoriul cimitirului. Noi am văzut cu toții imaginile prin care oamenii își împărțeau bani pentru locurile la cimitire. Și na, surpriză, magie, achitat, revenit în funcție, nenea Pavel Eni. Domnul Bățan, vă rog să luați cheile, să-i spuneți la revedere, să contestați în instanță și să-i spuneți omului să-și caute de treabă. Noi, de fapt, suntem de acord cu tot ce ați spus dumneavoastră și deja am depus recursul către Curtea de Apel prin care contestăm această încheiere. Pe 18 februarie, judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul avocatului său și a anulat ordinul prin care acesta era suspendat din funcție. Pavel Eni a fost reținut de ofițerii CNA și procurorii anticorupție pe 1 septembrie 2020. Împreună cu el au fost reținuți adjunctul, contabilul și un maestru din cadrul administrației cimitirului. Anchetatorii CNA au precizat că reținerile s-au făcut în peste 130 de cauze penale pentru fapte de corupție, trafic de influență și escrocherie. În total au fost reținute 6 persoane. O tânără din Republica Moldova confecționează mărțișoare deosebite cu motive tradiționale românești pe care le vinde basarabenilor din diaspora. Cum arată mărțișoarele inedite, vedem imediat în telejurnal. Dacă folosiți transportul public, atunci pentru mâine ar fi cazul să amânați deplasările. Transportatorii confirmă că vor sista toate cursele regulate interurbane. Protestele se vor desfășura, deși autoritățile au suspendat, până la sfârșitul lunii, temporar restricția privind transportul la cel mult 50% din capacitatea de îmbarcare. Transportatorii au anunțat că nu renunță la proteste. Ei spun că sunt gata să asigure condiții de securitate sanitară în mijloacele de transport, dar nu vor să achită amenzi pentru cei care vor încălca măsurile impuse. Comisia a luat decizia doar a suspenda aceste restricții și a indicat foarte clar în hotărârea sa de ieri, numărul 46, că restricția privind limitarea capacității la 50% din numărul de scaune va intra în vigoare 28 februarie, dacă până la 28 februarie vor fi stabilite cazuri de încălcare de către transportatori a restricțiilor stabilite prin decizia 35, adică unde capacitatea de îmbarcare a fost limitată egală cu numărul de scaune. Și atât noi aici am indicat foarte clar, nu este acceptabil ca măsuri împotriva virusului să fie aplicate ca sancțiuni. Deci dacă cineva încalcă, îl amendați pe celălalt care încalcă. Iată, ei au hotărât prin anumite restricții, urmează fi pedepsită o ramură întreagă, ceea ce este ilegal și inacceptabil. Transportatorii au anunțat că vor ieși la proteste și vor cere anularea măsurilor de limitare a numărului de pasageri în mijloacele de transport public. Ei spun însă că sunt gata să respecte această regulă dacă vor primi despăgubiri financiare. Nemulțumiți de restricțiile impuse de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică sunt și deținătorii de patente, care nu își pot vinde produsele la piață decât în 3 zile lucrătoare din săptămână. Însă ieri Comisia a împuternicit autoritățile locale să decidă în funcție de situația epidemiologică locală, când și în ce condiții pot fi deschise
deschise piețele. În ultimele două zile, poliția a amendat 31 de șoferi care au urcat beți la volan. Alți 1800 au fost amendați pentru alte încălcări. Aproape 900 de șoferi au fost sancționați pentru depășirea vitezei regulamentare. Alții nu au acordat prioritate pietonilor. În ultimele două zile s-au produs 11 accidente rutiere în care au decedat două persoane, iar 10 au fost rănite. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, în ultima perioadă s-au intensificat patrulările pentru a diminua numărul accidentelor rutiere. O tânără din Republica Moldova, stabilită în Germania, confecționează mărțișoare deosebite din cristale albe și roșii pe care le vinde basarabenilor din diasporă. Cele mai solicitate sunt mărțișoarele cu motiv tradițional, cuie, rochie națională sau tricolor. Martie bate la ușă, iar mărțișoarele sunt deja la mare căutare. De la micul simbol din fire împletită cu roșu și alb, mărțișoarele au ajuns de-a lungul timpului adevărate bijuterii, mai ales pentru doamne și domnișoare. Valeria Burlacu confecționează pentru orice gust mici opere de artă de acest fel, mai ales că a îndrăgit lucrul manual mult mai devreme când confecționa diferite bijuterii. Ideea de a face mărțișoare a venit acum câțiva ani, când am văzut pe piață foarte multe chinezării și am vrut să vin cu ceva nou. Până acum, până la momentul actual, deja am 3 ani de când fac mărțișoare, nu am văzut pe piața autohtonă, chiar și la meșterițe, să se facă cu perle și cristale. În acest an propune ceva nou. A început să confecționeze mărțișoare cu simboluri tradiționale. Sunt foarte solicitate, mai ales de basarabenii din diasporă. Anul trecut, pentru prima dată, am trimis mărțișoarele în diaspora, însă anul acesta m-am stabilit cu traiul în Germania și am fost foarte bucuroasă să trimit deja în Germania, moldovencilor de acolo. Sunt destul de solicitate, chiar am rămas uimită. Anul acesta, pentru prima dată, fac cu specific național. Fetele mele, clientele mele fidele au rămas foarte entuziasmate, deja au procurat și mă bucură acest fapt. Cele mai solicitate sunt cu elemente naționale, cu rochiță și bluziță. La mare căutare sunt și mărțișoarele cu diverse decorațiuni care pot fi purtate în orice perioadă a anului. Lăcustele, chiar din anii trecuți când am început să le fac, au fost foarte solicitate pentru că ele pot fi folosite ca o broșă obișnuită, nu doar în perioada lunii martie. Într-o zi poate confecționa până la 30 de mărțișoare. Deși e stabilită în Germania, nu uită nici de cumpărătorii din Republica Moldova. Am noroc de mama mea, ea este cea care livrează aici, în Republica Moldova. Mă ajută foarte mult și pentru asta îi mulțumesc. Mă bucură faptul că mărțișoarele sunt solicitate de către femei. Sunt puțin mai costisitoare, însă doamnele care apreciază lucrul manual, ele procură. Ne-am convins și noi de maestria Valeriei, care ne-a arătat cât de ușor confecționează un mărțișor. Pentru a face un mărțișor avem nevoie de o broșă sau realizăm broșa manual, de sârmă, perle, cristale și deja decorațiune, cartonaș, pachetel. Pentru un mărțișor cu specific național avem nevoie de o panglică cu tricolor. Facem o fundiță. Și din sârmă facem o floricică cu perle. Utilizăm perle alb-roșu. Legenda spune că mărțișorul este simbolul reînnoirii timpului și renașterii naturii, dar și al speranței, pentru că aduce noroc și bunăstare celor care îl primesc în dar. Pereții unor clădiri din Chișinău devin adevărate capodopere de artă datorită măiestriei pictorului Radu Dumbravă. Are lucrări impunătoare de sute de metri pătrați. Artistul a realizat și cea mai mare pictură murală cu tematică istorică din Republica Moldova, care poate fi admirată pe strada Decebal din Chișinău și ilustrează trei personalități notorii ale neamului: Ștefan cel Mare, Burebista și Decebal.
Coloana Neamului, astfel este intitulată cea mai mare pictură murală realizată de artistul Radu Dumbravă. Are 225 de metri pătrați și a fost realizată în anul 2018. Prin lucrările sale cu tematică istorică, pictorul își propune să imortalizeze trecutul și să aducă în acest fel un elogiu marilor personalități ale neamului românesc. Eu cumva mă regăsesc în istoria noastră. Eu mă regăsesc pentru că e una din direcțiile mele. Direcția mea istoric, folclor, apreciez foarte mult oamenii care au muncit pentru a pune bază la tot ceea ce avem noi astăzi. Ca popor, ca cultură, ca neam, ca teritoriu. Și respectiv îmi place să valorific astfel de oameni pentru a-i prezenta ca și exemplu pentru alții, pentru a inspira, bineînțeles. E pasionat de pictură de mic copil și a început să studieze arta la vârsta de 16 ani. Deja am mers la atelierul de pictură și desen. Și așa câțiva ani, 2-3 ani, după care deja am mers la Academie de Arte. Și iată că pe parcursul anii ăștia eu am început cumva să mă perfecționez și să continui în asta. De 8 ani face picturi murale și are până la 10 lucrări care acum înfrumusețează pereții unor blocuri din Chișinău. De exterior, prima lucrare a fost cerbul, lucrare făcută în 2013 cu o echipă din Polonia, care se află în sectorul botanică. Atunci a fost prima mea experiență de pictură murală. Lucrarea din spatele meu este Pretty Glory Decibel, făcută în 2017, este o lucrare de debut și am lucrat la ea timp de 2 săptămâni în echipă 3 persoane. Ca motiv, ca tematică, îl avem pe Decibel, Caregiu al Dacei și Haiduci, care au luptat împreună cu el. Vreau să menționez că lucrarea și toate lucrările au fost susținute de către parteneri. Pentru realizarea unei lucrări, pictorul muncește enorm, iar deseori e nevoit să înfrunte condiții meteorologice nefavorabile. Chiar la peretele Gurei Decibel nu puteam să lucrăm toată ziua pentru că era foarte cald. La Coloana Neamului lucram atât timp cât era cald pentru că era deja prea frig. Iarăși, au fost lucrări care lucram doar când era soare, dar și când ploua. Fiecare lucrare și are provocările sale, așa să spunem. Și în asta și interesant, pentru că se ține minte. Lucrează în timp record. Pentru a realiza o pictură murală de exterior are nevoie în medie de 2 săptămâni. Pictura murală necesită materiale respective pentru că ea se află pe exterior, bine, și pe interior și pe exterior. Iarăși, luăm culori care se aplică bine pe perete. Pentru exterior, dacă să vorbim, atunci e grunt, vopsea pentru exterior, vopsea siliconizată, metalizată, cele care rezistă la intemperii, la ploaie, la vânt, la tot absolut. Radu Dumbravă spune că îl pasionează și pictura murală de interior. În pictura de interior murale eu mai mult abordez mai mult tematică pentru că acolo e lucru cu clientela. E lucru cu clientela și respectiv fiecare își dorește tema sa. Într-un afiș trebuie să fie ceva tematic, într-o casă privată trebuie să fie ceva tematic și respectiv e divers, absolut e divers, dar și interesantă. Radu Dumbrava a devenit cunoscut și peste hotare. Alături de alți artiști plastici, el a lucrat la cea mai mare pictură murală din Polonia, care a intrat în Cartea Recordurilor Guinness. Specialiștii danezi au găsit o soluție inedită de a curăța apele teritoriale ale regatului afectate de poluare. Cum purifică apa niște instalații pline cu scoici, aflați peste câteva momente în telejurnal. Știri externe acum, a reizbucnit epidemia de Ebola în vestul Africii. În Congo au murit 4 oameni, iar autoritățile sunt în alertă pentru că în multe regiuni populația nu respectă restricțiile sanitare. Virusul Ebola se transmite la oameni de la animale ca cimpanzei, lilieci de fructe sau antilope de pădure. De la om la om se răspândește prin contact direct cu sângele infectat sau indirect prin mediul contaminat. Din 2013, timp de 3 ani, s-au înregistrat 5 cazuri și în unele țări europene, Spania, Italia și Marea Britanie. Simptomele virusului Ebola sunt similare gripei. În a doua fază însă apar sângerările nazale. Rata mortalității este de până la 90% în funcție de stadiul depistării infecției. Alertă în Rusia după ce un om s-a îmbolnăvit de gripă aviară. Inspectorii sanitari au intensificat controlele, mai ales că în mai multe țări din Europa sunt focare de gripă aviară în ferme de păsări.
Autoritățile ruse au informat Organizația Mondială a Sănătății că noua tulpină AH5N8 a trecut bariera dintre specii la o fermă de pui din Rusia, unde a fost un focar de gripă aviară în decembrie anul trecut. Analizele de laborator au confirmat primele cazuri de persoane infectate cu virusul gripei aviare AH5N8. Cercetătorii centrului Vector au izolat materialul genetic al acestui virus de la 7 angajați ai unei ferme de pui din sudul Federației Ruse. Șefa Autorității de Sănătate Publică din Rusia spune că oamenii care s-au infectat de la pui s-au simțit bine, iar boala a trecut destul de repede cu simptome ușoare. Din datele de până acum, infecția se transmite doar de la animal la om. N-am depistat transmiterea virusului de la om la om. Această infecție nu cauzează vreo formă gravă de boală. Din păcate, virusurile de gripă aviară înalt patogenă pot provoca un număr semnificativ de decese. Și pentru că nu există simptome specifice la oameni, e cu atât mai îngrijorător în contextul actual al pandemiei de coronavirus. Cercetătorii Institutului din Rusia spun că au început deja pe baza materialului genetic colectat să dezvolte un test care să poată detecta infecția și chiar un potențial vaccin pe baza tehnologiei de genetică inversă. Trecerea unui virus de la pasăre la om este de obicei însoțită de o creștere mare a virulenței. Gripa aviară, din fericire, nu se transmite ușor de la o persoană la alta. Lumea științifică supraveghează foarte atent toate aceste tulpini de gripă aviară. Foarte mulți dintre noi se așteptau ca o pandemie să se producă cu un virus gripal, posibil cu un astfel de virus gripal aviar. Nu a fost cazul, a fost alt virus mai rapid. România are un sistem național de supraveghere a tulpinilor de virus gripal aflate în circulație, iar dacă apar cazuri, sunt sesizate rapid. Din fericire, în acest sezon rece au fost confirmate în laborator doar 4 cazuri de gripă, dintre care 2 cu virus de tip A, dar fără vreo legătură cu tulpina depistată la ferma de pui din Rusia. Pentru fermele de păsări, gripa aviară ar fi un dezastru. Autoritățile sanitar-veterinare au intensificat controlele, mai ales când mai multe țări europene sunt focare. Nu trebuie să ne îngrijorăm în momentul de față că în România nu evoluează nici un focar de gripă aviară, dar trebuie să luăm toate măsurile ca să nu apară niciun focar. Nu s-au găsit neconformități sau produse de origine animală care să provină din acele zone cu restricții. În urmă cu un an, autoritățile au reușit să oprească rapid focarul de gripă aviară apărut la o fermă avicolă din Maramureș. În 2005, pierderile au fost însă uriașe. Milioane de păsări au fost sacrificate în toată țara, după ce virusul H5N1 a fost depistat mai întâi în județul Tulcea. Și au fost mai multe dosare penale legate de achiziții pentru măsurile extinse de dezinfecție. Dezastru ecologic de proporții în Israel. O mare parte din coasta Mediteranei a fost poluată cu gudron care s-a scurs dintr-o navă căutată acum de autorități. Mii de voluntari și militari participă la uriașa operațiune de îndepărtare a resturilor de gudron care au acoperit plajele. Autoritățile israeliene estimează că va fi nevoie de luni de zile, chiar ani, pentru a curăța complet coasta. Organizațiile ecologiste spun că este un adevărat dezastru, iar biosfera din zonă este amenințată. שר האנרגיה המצרי שבא אלינו והצענו שכל האוניות האלה שאתם רואים שם יופעלו על גז טבעי במקום הדלק שמזהם כפי שקורה כאן ואני חושב שאם יהיה איגוד של כמה מדינות אנחנו יכולים להביא את זה תוך כמה שנים שינוי עצום. Incidentul s-a produs la finalul săptămânii trecute, în timpul unei puternice furtuni, care a împiedicat observarea din timp a uriașei pete de hidrocarburi. Autoritățile israeliene bănuiesc că gudronul provine de pe o navă care a trecut la 50 de kilometri de mal. 9 vase care au fost în zonă în acea perioadă sunt suspectate. Identificarea vinovaților va permite deschiderea unei acțiuni în justiție și recuperarea uriașilor fonduri cheltuite de la agențiile de asigurări. Săptămâna trecută a fost găsit pe o plajă din sudul Israelului cadavrul unei de 17 metri lungime. La autopsie s-au găsit în corpul mamiferului marin resturi de hidrocarburi. Specialiștii danezi au găsit o soluție inedită pentru a curăța apele teritoriale ale regatului afectate de poluare. Ei au propus să fie folosite scoicile, iar ideea a prins și au fost construite ferme gigant.
Scoiciule dintr-o singură instalație filtrează și purifică într-o singură oră o cantitate de apă echivalentă cu cea din 500 de piscine. Marea din largul coastelor Danemarcei este poluată după decenii de deversare de apă reziduală și produse utilizate în agricultură. Potrivit studiilor realizate la nivelul Uniunii Europene, sunt curățate doar 2 din cele 119 sectoare de apă care aparțin regatului danez. Universitatea Cambridge a dat publicității o înregistrare video cu momentul deschiderii florii unei specii rare de cactus. E denumită Floarea Lunii și crește în bazinul amazonian, dar acum a înflorit pentru prima dată și în Marea Britanie. Atât pentru această oră, cu mai multe informații, vă așteptăm la telejurnalul orei 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Victoria Colesnic și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!